Mergem acum mai departe de la oi dintr-un sătuc de munte la marketing în Cluj, de la stână la Facultatea de Silvicultură. Este povestea lui Ștefan Stănuș, un tânăr cioban din Pianu de Sus, județul Alba, care a reușit să ducă mai departe tradiția familiei cu oieritul, dar și să facă nu una, ci două facultăți. Acum stă printre oi cu smartphone-ul în mână și știe cum să facă business. Este un model pentru toți din comunitatea lui și este un exemplu de român care reușește chiar și acolo unde mulți spun că nu mai e nimic de făcut. Nu s-au văzut de ceva vreme, dar prietenii din copilărie nu se uită niciodată. Ștefan s-a întors acasă de la facultate, iar câinii de la stână sunt în culmea fericirii. Cândva obișnuiți să se vadă în fiecare zi, acum tânărul cioban se împarte între școală și stână. A început așa, pe neașteptate, toată povestea. Eu când am fost la liceu și în general, n-am prea învățat. Eu eram acolo să fiu, să treacă, meargă, mai mult de la animale, așa îmi plăcea mie, nu îmi plăcea să învăț. A terminat liceul, dar n-a luat bac. A avut o perioadă de 2 ani în care s-a gândit că trebuie să dezvolte afacerea familiei, dar nu prea știa cum. De la timp trebuie să mă duc în Germania după mașină, ca să mă duc. Și când am ajuns în țară, eram foarte obosit și m-am oprit în Banat la mătușii mea, că ei acolo stă la Lugoj. Așa. Și vara mi-a învățat pentru bac. Și avea un caiet la biologie, studențesc, nu era nici plin, mi s-a părut puțin de învățat pentru bac, era la biologie. Nu mă uita așa la caietul, zice, nu pot să învăț să iau la biologie, că e numai câteva pagini. Așa că tânărul cioban a împrumutat caietul verișoarei și din el a învățat și a reușit să ia proba la biologie. S-a ambiționat apoi, a făcut și meditații și a trecut și de probele la matematică și română. Lui Ștefan începeau să-i se deschidă noi orizonturi. Am ajuns la Facultatea de Silvicultură la Brașov, fiind cea mai bună din țară. A fost greu la început. Eu neștiind să învăț cum trebuia, mi-a fost greu, dar într-o timp am reușit. Am ajuns să bursier în anul 3 și anul 4. În tot acest timp n-a uitat de animale. A împărțit învățatul cu munca fizică și, dacă tot a prins gustul cărții, încă de când era în anul 3 la silvicultură, s-a mai înscris la o facultate. Am să mă scriu și la Facultatea de Management. Mi-au plăcut și afacerile și așa, și am zis să mă duc ceva ce se leagă, ca să am un pic abar. Acum Ștefan este un cioban modern, cu un ochi la oi, cu celălalt pe smartphone, pentru a nu pierde noutățile din domeniul de business agricol. Familia lui e foarte bucuroasă că va duce mai departe tradiția, punând în aplicare ce a învățat la facultăți. Mergea dimineața la oi, mulgea, învăța pentru bac, chiar a fost foarte greu. Dar nu ne așteptam nimeni să tragă chiar așa mult, să ajungă la două facultăți și să progreseze așa de mult, totuși. O dau curaj și la alte lume din jurul lui. Încurajăm. No, o școală e bună, să aibă. La ui, ce știu cum este cu viitorul ăsta. Iar pentru viitor și pentru toți tinerii, Ștefan are un sfat. Oricând se poate, doar să muncească mai mult. Fără muncă nu